o sătură de situație privind averea lui Petrică Muțu Stoian. Noi probleme apar după moartea artistului. Lupta pentru averea lui Petrică Muțu Stoian pare să se fi împotmolit din cauza unei concluzii finale privind felul în care a murit artistul. Ce noutăți au apărut? La aproape două luni de la dispariția fulgerătoare a lui Petrică Muțu Stoian apar noi elemente legate de ce se întâmplă cu succesiunea, știut fiind faptul că artistul a lăsat în urmă o avere considerabilă. Unii o estimează la un milion de euro. Familia așteaptă experizele medicilor legiști pentru a afla ce a dus cu adevărat la moartea cunoscutului interpret de muzică folclorică oltenească. Din acest motiv, succesiunea intră într-un cont de umbră. Asta deoarece familia artistului dorește să știe cu orice preț ce s-a întâmplat cu artistul de a avut acest final tragic. Succesiunea pentru averea lui Petrică Mâțu Stoian în impas Potrivit Antena 3, familia lui Petrică Mâțu Stoian se confruntă cu o altă problemă destul de serioasă. Este vorba tot de averea acestuia. Și anume, organizația care se ocupa de drepturile de autor va colecta bani din acestea și după moartea solistului. Doar că de bani nu se poate atinge nimeni, deocamdată. Banii ce vor reveni din drepturile de autor ale compozițiilor sale folclorice vor fi blocați într-un cont, vor rămâne acolo până se va stabili cu exactitate cine este moștenitorul legal situația se complică nițel, asta deoarece în luna noiembrie a acestui an, Senatul a trecut un amendament potrivit căruia 70% din sumele nerepartizate în cazul artiștilor decedați ar urma să ajungă la o instituție de stat. Mai precis, la Fondul Cultural Român. Multe organizații au vociferat deja cu privire la această inițiativă revenind la moartea interpretului de muzică tradițională aceasta continuă să fie învăluită în mister